E o atmosferă ciudată, parcă, în această seară, în casa Mireasa, cu toate că sunt deschise ușile, din cauza că Liviu nu poate să interacționeze cu Iuliana. Pe Iuliana am văzut-o petrecând timpul în camera mamelor, stătea acolo cu mama lui Liviu și îmi place că sunt tot mai apropiate, le-am văzut petrecând timp împreună chiar și zilele trecute, deci nu doar acum că nu are voie să interacționeze cu Liviu și îmi place relația care s-a creionat așa între cele două. Iar din coace în casa băieților am văzut-o pe Antonia, acolo cu ceilalți în living, pe canapia. Dacă nu poate să interacționeze cu Valentin, ce să vedeți, a interacționat cu Albert avea o farfurie în mână, mânca ceva și a tot de vorbă cu acesta mai mult timp, timp în care și Valentina a trecut pe acolo de câteva ori. Din ce înțeleg, pot să fie în aceeași încăpere, doar că nu au voie să interacționeze, adică să stea de vorbă sau alte lucruri. Dar a trecut și el pe acolo, ceva mai devreme v-am zis că îi pregătea o surpriză, cadouri, baloane și așa mai departe, cred că va fi pregătită surpriza pe terasă. Chiar mă gândeam ce o să spun Valentin mâine când o să vadă imaginile și o să audă și ce au discutat cei doi, respectiv Albert și Antonia, mai ales că este și aniversarea lor în această noapte. Iar ce să vă mai spun, Dedi și tot așa încearcă să intre în grații Elizei, deși aceasta este din ce în ce mai, mai ironică, mai arogantă cu el... Între timp, Delia a fost și ea pe acolo prin zonă, dar mai apoi am văzut-o în bucătăria fetelor și după aceea s-a dus o în dormitor, am văzut că citea niște scrisori și am văzut-o plângând. Despre Cristi nu știu încă absolut nimic. Am văzut că se tot discută unde a dispărut Cristi pentru că a lipsit toată ziua din Casa Mireasa, nu doar în timpul emisiunilor, ci și toată ziua. Din ce înțeleg, s-a simțit rău încă de azi noapte din timpul tascului. A avut nevoie să meargă la medic, a ieșit din cameră și a mers la medic, iar de atunci nu știm ce s-a întâmplat. Mi s-a spus în live doar că este la un control, la medic, însă nu a mai revenit în casă între timp, deci nu știu exact care este starea lui în momentul de față.